Salutare, salutare! Hotel Laguna Garden, Albena, Bulgaria, cu o grămadă de pescăruși, piscina mare, dincolo este hotelul Sandy Beach și vreau să vă arăt părculețul, de asta se numește Laguna Garden, pentru că este un hotel lângă grădină. Practic sunt trei hoteluri lipite, aceeași treabă. Laguna Beach, primul acolo către mare. Laguna Mare, cel din mijloc ăsta. Și Laguna Garden, ultimul, care nu este chiar pe faleză. Dar care nouă ne-a plăcut tare mult, acum cu plusurile și cu minusurile de rigoare. Un smochin, încerc să-l focalizez. Mie îmi plac smochinele la nebunie. Am găsit vreo doi copăcei pe faleză, copăcei de smochin și am ronțăit la el de nevoie. Bine, au fost alții mai agili înaintea mea. Și au mai mâncat ce a fost pe jos. Eu fiind înaltă, am reușit să ajung la cele de sus. Trandafiri bulgărești. Mai și nu mi-am adunat câțiva bobocei din grădină. Oricum se ofilesc. Sunt fantastic de faini. Cei roșii, cei roz și roz deschis. Ei udă săracii grădina, dar din păcate e foarte... foarte, foarte mare secetă. Laguna Beach e asta de aici. E un hotel destul de luxos. 80% lucrează cu tur operatori din Franța. Și deci au turiști francezi, foarte mulți. Astăzi a fost o zi cu mult vânt, cu nori, cu valuri, nu s-a putut face baie foarte bine. Puteam să fac baie în piscină, dar na, ai venit la mare strict pentru mare, nu pentru piscină. Și grădina se continuă. Ia uitați cât de frumos este. O să vă pun și impresiile de călătorie din Bulgaria. Am ales Albena și am ales Albena strict datorită faptului că avem un puiuț și puiuțul nostru acolo, exact în față, este și o piscină interioară mică și grădina de trandafiri se continuă până la plajă. Hai să mergem pe partea asta. Deci, trandafirii mov și asta de parfumați. Am ales stațiunea Albena pentru că are niște plaje foarte faine, niște plaje curate și o intrare foarte lină în apă. Un arteziană care nu funcționează. Și este o stațiune specială pentru familiile cu copii. Și dacă aveți copii, vă recomand Albena, care este superbă, n-aveți nici probleme cu parcarea, pentru că da, există mitul ridicării mașinilor din stațiunile Bulgariei. Albena nu are problema asta și nu are problema asta pentru că există o barieră la intrare și în momentul în care tu ai intrat în Albena, ai plătit... ai tras un tichet și atunci poți parca fără nicio problemă și plătești tichetul respectiv ori la hotel, ori când ai ieșit practic din stațiune, 10 leva pe zi. În alte părți nu există bariera respectivă, în nisipurile de aur sau în Sunny Beach sau în Nesebar. Și acolo, bineînțeles că dacă ai parcat strâmb,
Riști să-ți fie ridicată mașina. Bun. Cam asta este despre grădina de la Laguna Garden. Am pupat!